Frații mei, săptămâna aceasta am studiat din Cuvântul lui Dumnezeu despre profeții, adevăruri importante, adevăruri pentru vremea aceasta și am înțeles ce rol important joacă profeția în Cuvântul lui Dumnezeu. Personal vreau să vă spun că dacă Sfânta Scriptură nu ar fi avut profeție, nu știu dacă aș fi crezut în ea. Ceea ce deosebește Sfânta Scriptură de toate celelalte cărți este faptul că are profeții. Faptul că Dumnezeu a spus mai dinainte ceea ce urmează să se întâmple și apoi s-a întâmplat, lucrul acesta a dat o putere cuvântului său. O mare putere a fost dat de profeție Scripturii. De dimineață, cei care ați fost de la ora 7, era amintit faptul că Dumnezeu a lăsat făgăduințe nespus de mari și scumpe, ne spune Apostolul Petru în a doua sa epistolă, în capitolul 1, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. La cuvântul acesta, făgăduințe, am putea să spunem că în cuvântul său Dumnezeu ne-a dat îndemnuri, ne-a dat sfaturi, ne-a dat mustrări, ne-a dat avertizări și toate acestea cu un singur scop, ca să devenim părtași ai naturii dumnezeiești. Începând de la versetul 16, Apostolul Petru vorbește despre o experiență pe care el a avut-o și spune: în adevăr, v-am făcut cunoscute puterea și venirea Domnului Hristos Iisus, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugite alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Apostolul Petru este martor al acelui eveniment al schimbării la față, al acelui eveniment al glorificării Domnului nostru Iisus Hristos. Iar el povestește, el relatează experiența aceasta și el spune: v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nu pe basme, ci pe ceea ce am văzut eu, pe ceea ce noi am văzut cu ochii noștri. Noi am văzut mărirea Lui. Dar să știți că Apostolul Petru nu se oprește aici. El nu se oprește la experiența pe care a avut-o el, ci Apostolul Petru continuă: și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. Apostolul Petru vrea să spună: nu doar pe experiența mea mă bazez, nu doar pe experiența noastră, nu doar pe ceea ce am văzut eu odată sau am simțit odată trebuie să ne bazăm, ci Apostolul Petru ne îndeamnă: avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Apostolul Petru ne spune care trebuie să fie baza noastră. Este adevărat, el a avut acea experiență, el a văzut, dar vreau să vă spun că dacă n-ar fi fost cuvântul prorociei care să vestească mai dinainte lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos, experiența aceea n-ar fi avut nicio valoare. S-ar putea să avem sentimente, simțăminte, experiențe, s-ar putea să fie ocazii în care să fim în extaz. Dar dacă experiența aceea nu se bazează pe cuvântul prorociei, dacă nu se bazează pe făgăduințele lui Dumnezeu, aceea nu este decât o experiență înșelătoare. Și deși Pavel vede mărirea, vede venirea Domnului Hristos, vede glorificarea Domnului Petru, scuze, vede glorificarea Domnului nostru Iisus Hristos, Apostolul Petru spune: dar noi avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Priviți în experiența celor din vremea lui Petru. Aceia care nu s-au bazat pe cuvântul prorociei, l-au respins pe Domnul Hristos. Aceia care nu au recunoscut în profeție, în prorociile care au fost făcute, care nu au recunoscut lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos, știți ce au făcut cu El? L-au răstignit. Este un avertisment și un îndemn pentru noi, frații mei, astăzi. Lumea este plină de experiențe, de senzațional, minuni, și oamenii caută să vadă minuni, aleargă după minuni. Dar, frații mei, după ce trebuie să alergăm noi? Cuvântul profeției. Cuvântul prorociei. Frații mei,
Cuvântul acesta ne-a fost dat cu același scop cu care au fost date și făgăduințele nespus de mari și scumpe. Cu același scop, ca să desăvârșească în noi un caracter. Să ne arate vremea în care ne găsim, să ne arate timpul în care ne găsim, să ne arate lucrarea și pregătirea pe care eu și fiecare dintre noi, în mod individual și apoi în mod colectiv ca biserică, trebuie să facem. Avem o mare responsabilitate față de acest cuvânt al prorociei. Îmi dați voie să extind un pic termenul acesta, cuvântul prorociei, și să-i spun astăzi spiritul profeției? Am putea să citim și avem spiritul profetic, făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. Care era scopul prorociilor? Care era scopul spiritului profetic? Spiritul profetic nu este doar în vremea noastră. Spiritul profetic este de la Adam și până la revenirea Domnului Hristos. Toți profeții, toți care au prorocit, toți care au profețit, frații mei, se încadrează în termenul acesta, spiritul profetic. Și acesta a fost dat cu un singur scop, să ne arate cărarea, să ne arate drumul, să ne avertizeze, să ne muste, să ne îndemne, în așa fel încât atunci când am o experiență, atunci când am niște simțăminte, eu să pot să verific dacă sunt pe platforma adevărului. Mulți oameni sunt înșelați prin simțăminte, prin sentimente, dar frate, eu așa am simțit. Dar când deschizi cuvântul, simțămintele acelea nu vin de la Dumnezeu. N-au nicio treabă cu Duhul Sfânt. Toate acelea sunt o lucrare străină. De aceea, Petru nu se oprește la experiența pe care el a avut-o pe munte cu Domnul Hristos, ci Petru întărește și el spune, avem cuvântul prorociei, făcut și mai tare. În ocazia aceasta, aș vrea să ne oprim la un personaj care a neglijat acest cuvânt al spiritului profetic. Un personaj care a fost ales de Dumnezeu pentru o lucrare specială, pentru o misiune specială. Dar el a neglijat cuvântul acesta al spiritului profeției. El a neglijat făgăduințele, el a neglijat mustrările, el a neglijat avertizările. Și viața lui nu a fost în totalitate ceea ce Dumnezeu a vrut să fie. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Judecători. În Cartea Judecători, la capitolul 16. Și aș vrea să citim pentru început versetul 20. Judecători, capitolul 16, versetul 20. Și găsim aici scris astfel. Atunci i-a zis: Filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a zis: voi face ca și mai înainte, mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. În Cartea Judecători este relatată experiența, este relatată istoria lui Samson, un om care a fost ales pentru o lucrare specială. Deschidem în capitolul 13 din Judecători și versetul 1 ne spune starea în care poporul Israel se regăsea și se găsea în momentul în care Samson s-a născut. Spune așa cuvântul în capitolul 13: copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Pentru mine este trist de câte ori citesc în istoria acestui popor că ei au ajuns să fie dați în mâinile filistenilor, a moabiților, amoniților, sirienilor, asirienilor, a babilonienilor. Voia lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu nu a fost ca acești copii ai săi, ca poporul său să ajungă vreodată robi. Dumnezeu i-a zis, dacă vei asculta, te voi face cap și niciodată coadă, totdeauna sus, niciodată jos. Dar în experiența acestui popor, din păcate, frații mei, aș putea spune că dacă ar fi să adunăm și să facem așa o diferențiere, cred că au fost perioade mult mai mari în care au fost robi decât să fie liberi. Motivul? Pentru că nu au ascultat, au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. Unde găseau ei scris care este voia Domnului? În cuvântul prorociei, în spiritul profetic, frații mei, în cuvântul lui Dumnezeu. Și după acest cuvânt Dumnezeu îi judeca, după acest cuvânt Dumnezeu îi mustra. Și ori de câte ori se depărtau de acest cuvânt, spune că Dumnezeu aducea
pe împăratul cutare, pe cutare. Iar acum, în situația aceasta, spune că au făcut iarăși ce nu-ți plăcea. Nu era pentru prima dată când poporul acesta se găsea în situația aceasta. Iarăși și iarăși și iarăși. În contextul acesta, frații mei, spune versetul 3, îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis, tu ești stearpă, n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și nici să nu mănânci nimic necurat. Îmi pare rău, frații mei, că nu avem timp să studiem istoria aceasta pe îndelete. Ne-ar trebui multe ocazii ca să luăm toate învățăturile din istoria aceasta. Dar îngerul acesta, cunoaștem istoria, îngerul se arată și îi spune soției lui Manoah, a venit vremea ca poporul să fie eliberat. Tu care ești stearpă, care n-aveai copii, vei naște un fiu. Dar ține minte, copilul acesta nu va fi ca orice alt copil. Pregătirile pe care tu trebuie să le faci sunt niște pregătiri deosebite, mai speciale decât toate celelalte femei. Ai grijă să nu bei nici vin, nici băutură tare, să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat Domnului din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. O lucrare specială este anunțată. Din nou, descoperirile lui Dumnezeu, frații mei, încep să fie arătate acestui popor. Nu știu pentru cât timp a lipsit descoperirea lui Dumnezeu, dar au fost perioade când Dumnezeu n-a mai vorbit prin nimeni. Iar acum, Dumnezeu vorbește din nou pentru poporul acesta. Anunță că urmează o eliberare și anunță că vrea să pregătească pe cineva pentru această eliberare. Iar pentru lucrul acesta, în primul rând, mama trebuia să facă o pregătire specială. Frații mei, avem în spiritul profetic, în Cartea Patriarhi și Profeți, este un capitol întreg care ne vorbește despre Samson, despre experiența lui, despre faptul că Dumnezeu l-a ales și a ales această familie cu un scop precis, cu un scop special. Spune aici cuvântul în Cartea Patriarhi și Profeți, copilul făgăduit lui Manoah era rânduit de Dumnezeu să facă o lucrare însemnată. Iar pentru a câștiga însușirile necesare acestei însărcinări, era nevoie să fie bine îndrumate atât de prinderile mamei cât și ale copilului. Dumnezeu și-a luat timp, frații mei, și Dumnezeu a știut ca misiunea mea, ca lucrarea aceasta să fie adusă la îndeplinire, este nevoie de o lucrare specială, de îndrumări speciale. Lucrarea aceasta avea să fie un succes sau un eșec, în funcție de îndrumările speciale, dacă erau respectate sau dacă nu erau respectate. Vedem din cuvântul lui Dumnezeu că mama, părinții, au fost niște părinți credincioși. Au respectat îndrumările. Mama a fost o femeie credincioasă. Samson se naște. Și sunt sigur că în momentul în care Samson a început să crească, să se joace, să meargă cu copiii, ar fi mâncat și el ce mâncau ceilalți. Dar mama credincioasă îi spune, nu, Samson, tu nu ai voie să te atingi de... Dar mamă, eu de ce n-am voie să mănânc struguri? Toți ceilalți de ce mănâncă? Samson, tu ai fost ridicat pentru o lucrare special. Dumnezeu mi-a dat niște îndrumări. Îngerul Domnului a venit și a stat lângă mine și mi-a făgăduit. Eu nu puteam să am copii. Eu nu te-aș fi avut dacă Dumnezeu nu mi te-ar fi dat. Avem o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Tu nu poți să mănânci, Samson, ceea ce ceilalți au voie. Aș vrea să subliniez, frații mei, Samson nu avea voie să mănânce ceea ce alții aveau voie. Ne sună ceva nou astăzi în urechi? Nu e, frate, o problemă. Aceia cărora Dumnezeu le-a încredințat o lucrare specială și o misiune specială nu pot să se hrănească așa cum alții au voie. Era ceva necurat în strugure? Era ceva necurat în must? Nu. Ceilalți puteau să mănânce fără probleme, dar Dumnezeu îi spune, eu am o lucrare cu tine. Și Samson de mic trebuia să învețe cumpătarea, trebuia să învețe deprinderile de a se stăpâni și de a se înfrâna. Și Samson este educat în spiritul acesta.
Dar frații mei, Samson crește. Samson se face mare. Și spune Scriptura, femeia a născut un fiu, i-a pus numele Samson, copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Și versetul 25 din capitolul 13 spune, Duhul Domnului a început să-l miște la Mahane Dan, între Țorea și Eștaol. Duhul lui Dumnezeu începe acum să se manifeste asupra lui Samson. Nu știu cum a fost în copilărie, dar începând de aici, frații mei, după versetele acestea, viața lui Samson ia o întorsătură totală. Începând din capitolul 14, Scriptura ne spune că Samson s-a pogorât la Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. Și îi place și Samson se îndrăgostește de ea și vine acasă la părinții săi și spune tatălui său și mamei sale, am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor, luați-mi-o acum de nevastă. Și părinții credincioși insistă, Samson, dar nu ai găsit niciuna din femeile fraților tăi, de ce trebuie să iei? Și acum aș vrea să subliniez ceva, frații mei. Samson era un personaj care nu l-a interesat de spiritul profetic. Pe Samson nu l-a interesat spiritul profeției, pentru că spiritul profetic în vremea lor, prin Moise, spusese și a spus așa în Exod capitolul 34, versetele 15 și 16, prin profetul său Moise, Dumnezeu a dat îndrumări clare poporului Israel și spune așa, ferește-te să faci legământ cu locuitorii țării ca nu cumva curvind înaintea dumnezeilor lor și aducându-le jertfe să te poftească și pe tine să mănânci din jertfele lor, să nu cumva să iei din fetele lor neveste fiilor tăi și astfel fetele lor curvind înaintea dumnezeilor lor, să târească și pe fiii tăi să curvească înaintea dumnezeilor lor. În Deuteronom 7 cu versetul 3 și 4 de asemenea găsim aceeași îndrumare, frații mei, pe care Dumnezeu prin profetul său, prin spiritul profetic a dat-o pentru cei din vremea sa. Deuteronomul capitolul 7 versetele 3 și 4 spune așa, să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi, căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei. Dar Samson nu este interesat de spiritul profetic. Samson nu este interesat de cuvântul prorociei, nu este interesat de aceste sfaturi. Și Samson spune, ia-o că-mi place. Acesta a fost argumentul, singurul argument pe care Samson îl aduce părinților săi când aceștia îi spun de ce trebuie să iei. Samson i-a zis, ia-o, căci îmi place. O, frații mei, experiența multora dintre noi astăzi nu se bazează pe cuvânt, ci pe ce îmi place. Este un serviciu divin frumos, îmi place, dar se bazează pe cuvânt? Se bazează pe spiritul profetic? Frate, îmi place să fac lucrul acesta, dar ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Ce spune spiritul profeției? Ce ne-a descoperit Dumnezeu? O, frate, dar nu e chiar așa. Este adăugat aici un verset. Tatăl său și mama nu știau că lucrul acesta vine de la Domnul. Dar, frații mei, dacă citim spiritul profetic, Samson n-ar fi trebuit să se căsătorească cu acea femeie. Erau multe alte modalități ca el să-i cucerească pe filisten, nu să caute el motiv. De câte ori nu facem și noi lucrul acesta? Intrăm în acțiuni, în fel și fel de acțiuni, îmi place, este bine, frate, dar împotriva îndumărilor spiritului profetic, a cuvântului lui Dumnezeu. Ia-o că îmi place. Dar ce vezi rău, frate, în lucrul acesta? Samson gândea în mod ecumenic, frații mei, eu trebuie să mă duc ca să găsesc un motiv. Astăzi foarte mult se gândește în spiritul ecumenic. Dar nu e o problemă, frate, rugăciuni comune, săptămână de rugăciune comună. Ne rugăm împreună unii cu alții. Pentru ce? Să-i câștigăm, frate. Uitând că spiritul profeției ne spune nu ai ce să cauți la masa Izabelei. Nu se întâmplă astăzi? Nu facem fiecare dintre noi lucrul acesta? Și care este principiul? Ia-o căci îmi place. Ce muzică frumoasă, îmi place. Dar frate, nu este ca după cuvântul lui Dumnezeu. Nu este după voia. Dar frate, ce îmi place. Ce program frumos a fost. Dar Duhul lui Dumnezeu a putut să fie prezent acolo. Ce ziceți la Sinai? Înaintea vițelului, le-au plăcut muzica aceea izraeliților?
Da sau nu? Da. Le-au plăcut. Dar când Moise vine de departe, Iosua ce spune? Se aude strigă de? O, oh, dar era strigă de război? Nu. Dar Moise, care avea o ureche fină, Moise, care era profetul lui Dumnezeu și avusese descoperiri, Moise spune, nu, Iosua, ce aud eu este altceva. Principiul care era acolo la muntele Sinai înaintea vițelului era, îmi place. Și astăzi, la fel. În multe biserici, și nu doar într-una, în multe biserici, ce-mi place. Frate, dar îmi place lucrul acesta. Frate, nu ne predica. Mi-a plăcut predica. Dar a fost conform cuvântului lui Dumnezeu. Principiul acesta, frații mei, îl aplicăm zilnic fiecare dintre noi. Și selecția pe care o facem în alegerile noastre nu este conform spiritului profetic. Frate, soră, nu este bine să te îmbraci așa, dar îmi place. Dar ce vor zice ceilalți? Dar ce vor zice celelalte? Voi fi ciudat, voi fi... Ai grijă ce mănânci. Oh, dar cum să stai la masă și să... Nu poți, frate, mergi în vizită, ți se pune din pricina cugetului, pentru ce... Nu, frate, ca să nu... Să nu-l jignești, să nu-l deranjezi. Și ușor, ușor, compromisul vine. Îmi place. Diavolul niciodată nu vine cu ce nu-mi place, frații mei. S-ar putea ca multe din lucrurile pe care Dumnezeu ni le cere să nu ne placă. Dar majoritatea, absolut aproape toate lucrurile care diavolul ni le oferă, sunt pentru simțuri, pentru plăcere. Și ce s-a întâmplat? A luat-o. Și cunoaștem istoria, timpul zboară. O, frații mei, este primul pas în căderea lui Samson. Samson începe să nu se mai ghideze după descoperirile pe care îngerul Domnului i le dase părinților săi. Nu-l mai interesează, ci acum principiul îmi place. Samson merge și Duhul lui Dumnezeu nu-l părăsește. Și aș vrea să fim foarte atenți. Samson face o greșeală. L-a părăsit Duhul lui Dumnezeu? L-a părăsit puterea aceea? Nu. Și cuvântul spune că se întâlnește cu un leu, îl sfâșie. Și când merge către soția sa, spune că s-a abătut din drum să vadă hoitul leului. Și ce era acolo? Era miere. Și ce a făcut Samson? Avea voie? De ce? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Leviticul, frații mei? Haideți să deschidem în Leviticul la capitolul 5, cu versetul 2. Să vedeți încă un principiu. Dar ce e atât de important, frate? Frate, dar nu poți să fii atât de extremist. În Leviticul la capitolul 5 cu 2 spune așa. Leviticul capitolul 5 cu 2. Când cineva, fără să știe, se va atinge de ceva necurat, fie de hoitul unei fiare sălbatice necurate, fie de hoitul unei vite de casă necurate, fie de hoitul unei târătoare necurate, și va băga apoi de seamă și se va face astfel vinovat, și apoi continuă. S-a atins Samson de hoitul leului? A, poate nu s-a atins. El s-a atins direct de miere. Dar vă invit, frații mei, să deschidem în cartea Hagai. În cartea Hagai, la capitolul 2. Și să vedem un principiu. Să vedem ceea ce Dumnezeu spunea în cuvântul său. Spune așa Dumnezeu poporului, profetului Hagai. Așa vorbește Domnul oștirilor. Pune preoților următoarea întrebare asupra legii. Dacă poartă cineva în poala hainei sale carne sfințită și atinge cu hainea lui pâine, bucate fierte, vin, un de lemn sau o mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfințite? Ce au răspuns preoții? Nu. Dacă se atinge cineva spurcat prin atingerea de un trup mort, de toate aceste lucruri vor fi ele spurcate oare? Mierea aceea, deși era un aliment curat, prin faptul că era atinsă de hoitul acela despre care spiritul profetic ce spusese? Să nu te atingi! Samson ne socotește încă o dată. Pentru că îi plăcea. Samson era atras de ceea ce vedea ochii. Samson era condus de papilele gustative. Credeți că Samson nu știa că nu avea voie să se atingă? O, frații mei, de câte ori nu avem noi aceeași atitudine? Și mai ales când e vorba să deschidem subiectul reformei sănătății. Arată-mi, frate...
Nu cred că e nevoie să insist mai mult. Dar vă las pe dumneavoastră, frații mei, să învățați aceste lecții din viața lui Samson. Dar ce mare lucru, frate, ce mare greșeală, ce mare păcat! Nu știu, fraților, de ce Dumnezeu a zis lucrul acesta, dar dacă Dumnezeu l-a zis, înseamnă că așa este. Și să nu uităm, când studiem despre Samson, frații mei, studiem despre un personaj care a fost ales cu o misiune specială, să elibereze pe popor. Aș vrea, în timp ce studiem despre viața lui Samson, să ne gândim la niște persoane și la o biserică care au fost alese cu o misiune specială. Frații mei, din viața lui Samson, înțelegem foarte clar că aceia care au o chemare specială nu pot să se îmbrace cum se îmbracă ceilalți, nu pot să mănânce cum mănâncă ceilalți, nu pot să privească la ceea ce privesc ceilalți, nu pot să aleagă ceea ce alții au voie să aleagă, pentru că ei sunt închinați Domnului. Așa i-a spus, copilul acesta este închinat din pântecele mamei lui. Are o lucrare specială și are o misiune specială. Dacă vrei și dacă vreau ca Dumnezeu să se folosească de mine și de tine, atunci noi va trebui, fie că ne place, fie că nu ne place, să ridicăm acest cuvânt al profeției care ne trasează lucruri care uneori, dar frate, ce e rău, frate? Și vezi oameni care spun spiritul profetic și îl înalță, dar când deschizi spiritul profetic și spui, frate, ia uite aici. O, frate, știi, a fost pentru vremurile acelea, a fost pentru alții, este, nu se potrivește astăzi și o mulțime de scuze le aducem astăzi. La fel putea să spună și Samson. O, dar era, sunt vremuri îndepărtate de când Moise a scris lucrurile acestea. Dar Samson merge înainte. Oi, și Samson nu învață absolut nimic din lecția aceasta. Cunoaștem istoria căsătoriei lui. S-a oprit Samson? Spune în capitolul 16, Samson a plecat la Gaza. Acolo a văzut o curvă și a intrat la ea. De ce, frații mei? Pentru că asta i-a plăcut și același principiu a fost și acum. Îmi place. Senzualitate, pofte, patim. Toate acestea, frații mei, Samson le cultivă. În ciuda faptului că descoperirea profetică i-a arătat că el nu trebuie să facă lucrurile acestea. Și Samson merge la Gaza. Intră, spune, la o curvă. S-a spus oamenilor, Samson a venit aici, au înconjurat cetatea, au pândit toată noaptea, au stat liniștiți. Dar Samson, la miezul nopții, se ridică, apucă porțile cetății și le urcă sus pe muntele din fața Hebronului. L-a părăsit Dumnezeu? Nu. Și Samson merge, aș putea spune, mai departe, fără nicio problemă. Dar nu m-a părăsit Domnul. Dacă nu era Domnul cu mine, nu mai îndătea puterea aceea să smulg porțile, să... Frate, Domnul este cu mine, vezi ce lucrare mare am făcut. Și auzi astăzi oameni care ei trăiesc în păcat, care trăiesc în nelegiuire, aducând-ți ca scuză, știi cum m-a ajutat Domnul, frate? E adevărat, frate, că Domnul ne ajută și te ajută, dar Domnul nu mă ajută ca eu să continui așa. Samson mai avusese o bătălie unde cu o falcă de măgar ucisese 1000 de oameni. Și Samson, în loc să spună, eu nu pot să continui așa, ca nu cumva Duhul lui Dumnezeu să mă părăsească, ca nu cumva eu să nu mai pot împlini misiunea, Samson merge mai departe, cu mai multă îndrăzneală. Și de acolo pleacă. Și pentru că Duhul lui Dumnezeu nu l-a părăsit, spune Scriptura că a iubit o femeie din Valea Sorec. Ea se numea Dalila, care tradus înseamnă mistuitoarea. Pleacă din ținutul filistenilor. A înțeles că e periculos acolo, dar Samson nu se oprește. Și Samson este condus de simțuri, nu de rațiune. Și el, care a fost chemat pentru o lucrare măreață, pus deoparte pentru Domnul din pântecele mamei sale. Acum, Samson este jos. Este în Valea Sorec, iubind o femeie care se numește mistuitoarea. Și spune cuvântul că domnitorii filistenilor s-au suit la ea. I-au zis, înduple, că și află de unde îi vine puterea lui cea mare și cum am putea să-l biruim ca să-l legăm și să-l slăbim. Și îți vom da fiecare câte 1000 de sicli.
Frații mei, deja timpul este avansat, nu avem timp să studiem toate aceste aspecte. Legătura aceasta dintre domnitorii filistenilor și Dalila. Dar toate acestea lucrau pentru căderea lui Samson, care nu avea ce să caute acolo, pe terenul acela. Și ascultați cum vine Dalila și îi spune: spune-mi, te rog, de unde îți vine puterea ta cea mare și cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit? A mai fost Samson legat? Da, frații mei. A fost legat chiar de frații săi. Și au venit filistenii și i-au zis: dați-ne-l. Și frații săi, în capitolul 15, ne este relatat lucrul acesta. Spune în versetul 10 din capitolul 15, bărbații lui Iuda i-au zis: pentru ce v-ați suit, filistenilor, pentru ce v-ați suit împotriva noastră? Ei au răspuns: ne-am suit să legăm pe Samson. De la cine a venit ideea cu legarea? De la filisteni. Vrem să-l legăm pe Samson ca să-i facem așa cum ne-a făcut el nouă. Și atunci au venit, i-au răspuns: vrem numai să te legăm. Să te dăm în mâinile lor, nu te vom omorî noi. O, frații mei, Samson, când Dalila îi spune cu ce ar trebui să fie legat, trebuia să îi se aprindă un beculeț. De unde a venit ideea ca el să fie legat ca să își piardă puterea? De la filisteni. Samson trebuia să-și dea seama că Dalila este într-o înțelegere cu filistenii, care erau dușmanii lui de moarte și ar fi vrut să-l aducă la nivelul lor. De unde îți vine puterea ta cea mare? Sunt două elemente cheie. De unde ai tu puterea aceasta și cu ce aș putea să te leg ca să nu mai ai? Și Samson începe și poate într-o bătaie de joc, într-o glumă spune: dacă aș fi legat cu 7 funii, dacă citiți în capitolul 15, spune că a fost legat cu 2 funii noi. Dar Samson acum încrezător îmi spune: dacă aș fi legat cu 7 funii noi, care să nu fie uscate încă, aș slăbi și ar fi ca orice alt om. Dar lucrurile nu se opresc aici. Ce face Dalila? Încearcă. Și spune Scriptura că i-au adus lui Dalila 7 funii noi, aceștia stăteau la pândă, ea l-a legat și i-au zis: filistenii sunt asupra ta, Samson. Și ce face Samson? Se ridică și spune că rupe ca o oață de câlți când se atinge de foc. Vreau să vă întreb, s-au arătat filistenii sau nu? Nu s-au arătat. Samson nu a văzut filistenii. Doar la strigătul Dalilei, Samson se ridică și rupe. Și filistenii au văzut lucrul acesta, ei nu s-au arătat. Și tot timpul filistenii lucrau din umbră. Ei stăteau ascunși într-o cameră să vadă ce are să se întâmple. Și până nu se asigurau că Samson este adus la nivelul lor, la puterea lor, ei nu s-au arătat. Cunoașteți astăzi această metodă de lucru? S-a tot amintit săptămâna aceasta de cameleon, care tot timpul se maschează, tot timpul se ascunde, care pune vinul acela și o travă aceea în niște vase care să treacă drept ceva bun. Și Dalila lăsa să se înțeleagă: a, este o glumă, este o joacă. Frații mei, este o mare lecție pentru noi astăzi. Ce căutăm noi la Dalila, care este în înțelegere cu toți acești conducători? Știți care e dorința celui rău? Această biserică să fie adusă la nivelul celorlalte. Să nu mai aibă o chemare specială, să nu-și mai poată împlini chemarea sa specială. Aceasta lucrează diavolul prin absolut toți, prin Dalila, prin toți oamenii aceștia politici. Un singur țel: să nu fii diferit de ei. Cu ce aș putea să te leg? Dar de ce dorești tu așa, Dalila, să mă aduci? Nu-ți place să ai lângă tine un bărbat puternic, să te simți în siguranță? Dar Dalila era cumpărată de altceva. Și Samson rupe funile. Oh, Domnul nu m-a părăsit. Aud de foarte multe ori, frații mei: Domnul nu-și părăsește biserica sa. Frate, Domnul este cu noi, noi suntem biserica sa. Amin. Dar mai departe noi am citit că Domnul s-a depărtat de Samson. Dalila este supărată. Ți-ai bătut joc de mine, mi-ai spus minciuni. Și Samson spune acum: schimbă doar felul de funii. Știi, dacă aș fi legat cu funii să nu fi fost întrebuințate, aș slăbi
Și Dalila nu se oprește și încearcă și metoda aceasta, dar Samson nu vede lucrul acesta. Samson nu simte că Dalila este împotriva lui. Oh, e prietena mea. Ea glumește, ea se joacă cu mine. Le-a luat ca pe o glumă. Frate, nu este nicio problemă dacă mergem acolo. E o euharistie comună. Luăm cina împreună. Dar ce e rău, frate? Și nu simțim că Dalila, știți ce face? Vrea să ne lege ca să ne coboare la același nivel cu ceilalți. Nu e, frate, o problemă. Dar nu, nu, frate. Și ne jucăm cu păcatul pentru că ne place. Atât ca individ, cât și ca biserică, frații mei. Și nici la a doua încercare, Samson nu ia seama. Și rupe funile, de asemenea, n-are nicio problemă. Și nici de data aceasta filistenii nu se arată. Și au văzut, a, e încă o minciună. Samson își bate joc de noi. Iar acum Dalila vine și îi spune, până acum ți-ai bătut joc de mine, ce prietenoasă e și face pe victima, tu nu ești cu mine, eu sunt cu tine, dar tu nu ești cu mine. Spune-mi, cu ce trebuie să fii legat? O, frații mei, dacă Samson ar fi rămas doar la nivelul de a fi legat, ar mai fi avut o șansă. Dar observați că Samson din ce în ce se apropie mai mult de semnul puterii sale și de legământul pe care Dumnezeu îl făcuse cu el. Și acum Samson începe să dea indicii din ce în ce mai aproape. Face așa un zoom și îi spune Dalilei, el i-a zis, n-ai decât să împletești cele 7 șuvițe de păr din capul meu în urzeala țesăturii. Samson, nu ți-e teamă? Dalila până acum a încercat, te-a legat cu funii noi, te-a legat cu funii care n-au fost utilizate. Crezi că nu va încerca și metoda aceasta? Au, e prietena mea. Nu, frate, nicio problemă. Sunt prieten, frate. Nu vezi cât bine îmi face? Vin, găsesc mâncare bună, e plăcut, mă. Și dimineața, Samson se trezește. Filistenii sunt asupra ta, Samson! Dar Duhul lui Dumnezeu încă nu l-a părăsit. Aș vrea să subliniez lucrul acesta. Și el s-a trezit din somn și a smuls cuiul de lemn din pământ cu tot cu urzeală. În momentul acela, Samson trebuia să plece de acolo. A plecat? O, frații mei, ce căutăm noi acolo unde ni se leagă părul? Ce căutăm noi acolo unde diavolul ne leagă și ne înfășoară cu tot felul de legături? Ce caut eu, ce cauți tu, ce căutăm noi ca biserică? Acolo unde n-ar trebui să fim. Și nu vedem nici acum de multe ori că Dalila vrea și are un singur țel. Să fii ca toți ceilalți. Samson începe ușor, ușor să se depărteze mai mult de Dumnezeu. Iar acum vine partea și ispita cea mai puternică. Cum poți spune te iubesc când inima ta nu este cu mine? Și le ia așa la sentiment. Inima mea este cu tine, dar inima ta nu este cu mine. M-ai mințit. În dragoste este minciună, este înșelătorie. Tu te ferești de mine. Tu nu-mi des... Iată, de 3 ori ți-ai bătut joc de mine. Nu mi-ai spus de unde îți vine puterea ta cea mare. Și nici acum Samson nu înțelege. Dalila, de ce te interesează pe tine atât de mult de unde îmi vine puterea mea? De ce te interesează atât de mult secretul meu? Care este motivul? Nu. Samson vede doar prietenie și bune intenții în Dalila. Cu mulți dintre noi, în unirea cu lumea, vedem doar prietenie și intenții bune. Și spune, fiindcă ea îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele lui. Frații mei, credeți că diavolul se va opri vreodată din insistențe asupra noastră și asupra acestei biserici? Niciodată, frații mei. Și dacă n-a reușit prima dată, a doua oară, din ce în ce mai prietenoși vor veni vrăjmașii, mai, cu un veșmânt acela al prieteniei, al bunelor intenții, la fel cum și gabaoniții au venit sub veșmântul acela să facem legământ, suntem de departe. Și de multe ori poporul lui Dumnezeu cade în aceeași plasă în care a căzut Samson. Iar Samson de data aceasta se deschide. Dar Samson nici măcar pentru o clipă nu se gândește că Dalila ce va face.
ce a făcut și mai înainte. De trei ori, de câte ori i-a spus, l-a legat odată cu funii, l-a legat a doua oară, șuvițele i le-a împletit, a făcut exact ceea ce el i-a spus. Și Samson nu vede lucrul acesta. Și spune, briciul n-a trecut pe capul meu, pentru că sunt închinat Domnului din pântecele maicii mele. Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca orice alt om. Și ascultați ce spune cuvântul. Dalila, văzând că își deschisese toată inima față de ea, a trimis să cheme pe filisteni și le-a zis, suiți-vă de data aceasta, căci mi-a deschis toată inima lui. Ce ai făcut, Samson? Ce ai făcut? Ce facem noi când ne deschidem toată inima, nu pentru Domnul, ci pentru vrăjmași? Spune cuvântul, l-a adormit pe genunchii ei. Și chemând un om, a ras cele șapte șuvițe. Doamne, dar de ce nu l-ai zgulduit pe Samson? Cum să nu simtă? Cum să te tundă cineva și să nu simți? Stau și mă întreb, ce fel de somn a avut Samson? L-o fi îmbătat? Nu știu. Spiritul profetic spune că Samson a început să se mai atingă și de vin. Dar cert este un lucru. Că Dalila l-a tuns pe Samson. Și el nici măcar n-a băgat de seamă. Stau și mă întreb. Băgăm noi astăzi de seamă cum Dalila rupe legământul nostru cu Dumnezeu? Cum ne ia șuviță după șuviță? Băgăm de seamă? În primul rând ar trebui să ne gândim individual. Dar e un mare semnal de alarmă, frații mei. Frații mei, Samson era conducător. Samson fusese chemat să fie un lider. Națiunea trebuia să prospere sub domnia lui Samson, sub conducerea sa ca judecător. Credeți că națiunea s-a ridicat mai sus de nivelul lui Samson? În niciun caz. Este o mare lecție pentru noi, frații mei. Nici o biserică nu se va ridica mai sus de liderii ei. Diaconi, prezbiteri, pastori, conducători, care au o influență, vrem, nu vrem. Din păcate, atitudinea lui Samson este în viața mea, este în viața multor conducători astăzi. Și în loc să fim un exemplu, în loc să fie un exemplu pentru popor, târâm și târăs pe popor, unde? Către filistei. Și Samson pierde legământul cu Dumnezeu, pentru că Dalila nu s-a dat pe față. Și nu i-a spus, eu sunt într-o legătură cu filistenii. O, frate, dar nu vezi? E pace, se vorbește despre pace. Dalila de astăzi, noi nu mai vedem jocul acesta al lui Dalila, nu mai vedem jocul Izabelei, care cere capul lui Ioan Botezătorul. Nu mai vedem lucrul acesta astăzi. Și mergem exact acolo și puterea ne scade din ce în ce. Dar pentru că ne-a ieșit de multe ori, ca și lui Samson, pentru că odată am rupt legăturile, pentru că a doua oară, pentru că am smuls cuiul din ulzeală, pentru că am luat porțile gazei și am cucerit de multe ori pe filisteni, noi credem că va merge la nesfârșit lucrul acesta. Dar de data aceasta n-a mai mers. Și spune cuvântul că l-a adormit, i-a tăiat șuvițele și astfel a început să slăbească. A simțit Samson? N-a simțit când dormind că iese vreo putere din el. N-a simțit absolut nimic. O, frații mei, Duhul lui Dumnezeu se poate retrage ușor, ușor, pentru că noi dormim. În timp ce Dalila își face lucrarea. Și nici măcar nu simțim. Ba, din contră, ne certăm cu toți. Cum poți să spui că Duhul lui Dumnezeu nu este prezent în biserica noastră? Cum poți să spui că sunt biserici unde Duhul lui Dumnezeu s-a retras? Spune în Spiritul profetic în Hristos, Lumina Lumii, când Mântuitorul a ieșit din sanctuar, după ultima curățire, prezența lui Dumnezeu s-a retras de acolo, pentru totdeauna. Du-te și spune-le evreilor, după ce Iisus a ieșit din sanctuar, că nu mai e prezența lui Dumnezeu. Te-ar fi sfâșiat, ar fi fost cea mai mare hulă. Spune astăzi că e posibil să fie biserici din care prezența lui Dumnezeu s-a retras, că la fel vei fi sfâșiat. Oameni care vor fi gata să te răstignească. Dar Samson a fost slăbit. Puterea i-a slăbit.
Și el nici măcar nu a simțit. Și spune Scriptura că Dalila a zis: filistenii sunt asupra sa, Samson. Și Samson se trezește și ce zice? Voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Scuzați-mi expresia, de data asta nu i-a mai ieșit. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Frații mei, mă cutremur când citesc experiența aceasta. De la un om care apare pe lume printr-o minune, printr-un cuvânt special al lui Dumnezeu, sunt puține aceia, frații mei, care nașterea lor a fost anunțată. Isaac, Samson, Mântuitorul, Ioan Botezătorul, îi numeri pe degete și toți cu o misiune specială. Aș vrea să ne gândim la noi, frații mei, și aș vrea să spun, Samson și Ioan Botezătorul, amândoi au avut aceeași chemare. Un înger a venit la părinți, le-a spus ce să mănânce, cum să crească copilul, părinții cum să se poarte. A venit la soția lui Manoah. Un înger a venit și la Zaharia când slujea în templu. Aceleași îndrumări. Samson și Ioan reprezintă cele două categorii care vor fi găsite în poporul său înainte de venirea Mântuitorului. Cele două atitudini ale copiilor lui Dumnezeu în poporul său. De ce Ioan a biruit? De ce Ioan a dus cu succes misiunea sa până la capăt? Nu avem timp, frații mei, să intrăm acum în detalii. Studiați viața lui Ioan Botezătorul. Nici o clipă Ioan nu s-a depărtat de la spiritul profetic. Așa mi-a spus profetul, așa i-a spus tatălui meu, Duhul lui Dumnezeu, îngerul i-a descoperit tatălui meu. Samson caută tovărășia, Samson merge în orașe, Samson caută locurile de distracții. Spune cuvântul despre Ioan, el se retrăgea pentru că nu se simțea suficient de tare. Și Ioan se retrage și rămâne în locuri pustii. Venea, lucra printre oameni, dar când simțea că atmosfera se necurățea, spune că se retrăgea. Hrana și-a ales-o să fie simplă, conform cuvântului lui Dumnezeu. Îmbrăcămintea, tovărășiile, absolut tot ce Ioan a făcut. El a făcut conform spiritului profetic. E adevărat, era un ciudat, era un extremist între cei din vremea lui. Îmbrăcămintea lui era diferită, hrana lui era diferită, locuința lui era diferită. Absolut totul, comportamentul lui. N-aveai cum să nu vezi că Ioan este un ciudat, că este un extremist. Dar frații mei, Ioan a păstrat în minte ceea ce părinții au spus. Știi ce a zis îngerul? Tu vei pregăti calea. Tu vei merge înaintea celui care este trimis. Tu ai o misiune specială. Și Ioan a știut. Dacă eu rămân sub călăuzirea acestui duh, voi putea să biruiesc. Samson s-a încrezut prea mult în el. Samson a mers în experiența sa pe ceea ce a simțit el. Iar aceste simțuri l-au dus la ruină. Frații mei, aș vrea să ne gândim fiecare dintre noi. Și în momentele acestea să nu ascultăm cuvintele acestea gândindu-te la alții. Gândindu-te la prietenul tău, la pastor, la prezbiter, la conducător și așa mai departe. Există riscul acesta să auzim cu urechile noastre pentru alții. Mi-aduc aminte că prezentam o solie în biserică și la un moment dat un frate zice: ce rău este, frate, că nu ești și fratele cu tare. Dar ești dumneata, frate. Sunt eu. Era bine să fie fratele cu tare. Dar mie îmi spune că dumneata asculți cu urechile dumneitale pentru celălalt și nu pentru dumneata. Și aceasta este cea mai mare problemă a Laodiceei. Spiritul acesta al lui Samson de căldicel. Stau bine, nu e nicio problemă, sunt bogat, sunt puternic, rup funiile, smulg țărușii, n-am nicio problemă. Merg înainte. Nu m-a părăsit Domnul și nu-l părăsise Domnul. Și Samson merge din rău în mai rău. O, frații mei, cel mai mare risc pe care Samson și l-a asumat a fost că el a vrut să folosească Duhul lui Dumnezeu și nu să se lase folosit de Duhul lui Dumnezeu. Și astăzi este la fel. În experiența noastră, noi cerem Duhul lui Dumnezeu să ne folosim noi cum vrem de puterea Duhului Sfânt, nu să mă folosească Duhul Sfânt cum vrea El. Mi-ar place, dă-mi, Doamne, Duhul Sfânt, să fac minuni. Dar Dumnezeu spune, întâi trebuie să-ți dau Duhul Sfânt ca tu să te biruiești pe tine. Întâi să-ți dau Duhul Sfânt ca tu să iei în seamă spiritul profeției, care este și mai tare. Întâi trebuie să-ți dau Duhul Sfânt ca tu să privești la spiritul acesta profetic ca la o lumină care strălucește, care luminează într-un loc întunecos.
Se vorbea aici despre chipul acesta și profeția aceasta vorbește până în zilele din urmă. Până atunci, frații mei, până Mântuitorul va reveni, noi avem nevoie să ne ghidăm din ce în ce mai mult după spiritul profeției. Mai mult după cuvântul lui Dumnezeu și nu după ceea ce simt eu și nu după ceea ce place celorlalți. Și Samson cade. Mă voi scutura, voi face ca mai înainte. Și ce a făcut, frații mei? Unde a ajuns Samson? Spune cuvântul, filistenii l-au apucat. I-au scos ochii. Cunoașteți o biserică care are o boală la ochi? Cunoașteți o biserică căreia Mântuitorul îi spune, ia-li fie că tu nu mai vezi, nu mai vedem. I-au scos ochii, l-au pogorât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. El învârtea la râșniță în temniță. O, frații mei, chemat pentru cea mai nobilă misiune, pentru o misiune specială, s-a ajuns să râșnești pentru filisteni. Nu se întâmplă astăzi, frații mei, ca noi să râșnim în bisericile noastre pentru Babilon? Se întâmplă de multe ori, frații mei. Învârtim la râșnița Babilonului în loc să lucrăm pentru lucrarea și misiunea pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Și nu vorbesc despre alții, frații mei, vorbesc despre mine. Cuvântul acesta nu este pregătit pentru alții. Cuvântul acesta, Dumnezeu mi-a arătat starea mea și mi-a spus, tu ești Samson, dacă nu te schimbi. Dacă nu faci o schimbare, sfârșitul va fi același. Stăm să învârtim pentru râșnița și să dezvoltăm afacerile Babilonului în loc să ne ocupăm de misiunea care ne-a fost încredințată. Avem nevoie, frații mei, spune martorul credincios, ia-li fie de la mine să-ți ungi ochii și să vezi. Mai vedem noi lucrul acesta, frații mei? Mai vedem cum Dalila e împrejurul nostru? Nu mai vedem. Oh, eveniment! 500 de ani de protestantism! Și ne bucurăm cu filistenii. Ne bucurăm cu babilonieni. Ne bucurăm cu Dalila. Ce căutăm noi acolo? Se sărbătorește protestantismul sau moartea protestantismului? Dar așa de fericiți suntem că suntem invitați la masă. Este trist. S-ar putea să ne supere. S-ar putea să ne deranjeze. Dar frații mei, pentru că noi am dat la o parte lucrurile mărunte. Nu contează, frate, ce mănânci. Spiritul profetic ne spune, avem o solie de dus. Și ca să ducem această solie, ne-a fost dat un braț drept. Reforma sănătății. Nu mai predicăm astăzi reforma sănătății. Noi nu mai predicăm brațul drept al soliei îngerului al treilea. Noi predicăm reforma fiarei. Scuzați-mă, dar aceasta este realitatea. În bisericile noastre este promovată reforma sănătății fiarei, nu reforma sănătății lui Dumnezeu. Pentru că Dalila ne-a dus la nivelul celorlalți. Este trist. A frații mei, putem să ne gândim la alții. Dar nu uitați, fiecare dintre noi, când am încheiat legământ cu Dumnezeu în această biserică, am fost chemați la o lucrare specială. Și ni s-au dat niște îndrumări speciale. Dar ce, frate, e păcat să mănânci cu tare lucru? Era păcat să mănânci strugure? Era păcat să bei must? Dar de dragul lucrării, de dragul misiunii și pentru ca Dumnezeu să poată lucra prin mine și prin tine, eu trebuie să rămân la cuvântul acesta al profeției care este făcut și mai tare. Eu trebuie să rămân la lumina lui și să cresc și lumina aceasta crește, 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 crește până luceafărul va răsări în inimile noastre, până când Hristos va lua chip în mine. Eu trebuie să urmez acest cuvânt al profeției. Frații mei, închei cu cuvintele din Daniel, la capitolul 12. Toate aceste solii ne sunt date cu un singur scop. O, frații mei, dacă noi am luat seama, dacă noi am înțelege intenția lui Dumnezeu, ne-am trezit astăzi, spune așa apostolul, profetul Daniel, în capitolul 12, începând de la versetul 8, spune așa. Eu am auzit, dar n-am înțeles nimic și am zis, Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El a răspuns, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Și versetul 10. Mulți vor fi curățiți, albiți și rămuriți.
Cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu vor înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Două categorii, frații mei, care sunt în biserică. Samson și Ioan. Și prin cuvântul acesta al profeției, Dumnezeu spune, cei curați, mulți vor fi curățiți. Daniele, prin ce ți-am descoperit ție? Prin spiritul profeției, prin spiritul profetic, tu du-te, nu înțelegi tu. Să fie oare adevărat că noi auzim acest cuvânt și nu înțelegem? Dumnezeu n-a vrut ca Daniel să înțeleagă. Dar făgăduința pentru noi este că cuvintele acestea vor fi ascunse, pecetuite până la vremea sfârșitului. Dar la vremea sfârșitului, noi nu mai putem spune ca Daniel, nu am înțeles nimic. Dar este trist, frații mei, că mulți dintre noi auzim cuvintele acestea și nu înțelegem nimic. Și știți de ce? Pentru că avem aceeași atitudine ca lui Samson. Îmi place. Nu e chiar așa. Dacă iau un pic de miere din... Oh, dar nu e o problemă dacă mă ating și eu un pic de strugure. Și am luat, frate. Și n-am pierdut, frate, Duhul Sfânt. Și Domnul a fost cu mine, frate. Și am rupt și funile. Și am smuls și porțile. I-am bătut și pe filisteni. 1000 de inși, frate. Și, frate, știi ce lucrare am fost? Am făcut. Și de multe ori, frații mei, pentru că Dumnezeu ne ajută. Pentru că Dumnezeu are în vedere lucrarea sa și poporul său. Noi ne împietrim în nelegiuire. Și nu ne pocăim. Mulți vor fi curățiți. Dar ce spune Scriptura? Cei răi vor face răul. Și niciunul din cei răi nu va... Și avem cuvântul prorociei, făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. Dacă am luat aminte, am fi printre cei care vom fi curățiți, care vom fi albiți, care vom fi sfințiți. Dar să ne ferească Dumnezeu, frații mei, să facem parte din cei răi. Nu vor, vor face răul și niciunul din ei nu va înțelege. Am înțeles în dimineața aceasta, frații mei, că două personaje care au avut aceeași chemare, toți avem aceeași chemare, de atitudinea pe care eu, ca individ, și apoi de atitudinea pe care ca biserică o avem, depinde succesul sau căderea noastră. Am înțeles în dimineața aceasta că pot să fiu un Samson sau pot să fiu un Ioan. Îmi pare rău că nu avem timp să analizăm viața lui Ioan. Nu avem timp să analizăm atât de profund viața lui Samson. Ar trebui multe ocazii, frații mei, ca să analizăm absolut totul. Am primit o moștenire, frații mei, de la pionerii noștri. Ce facem cu ea? Ce facem cu ea? Duhul lui Dumnezeu. Aș vrea să închei istoria aceasta a lui Samson și spune cuvântul așa. Versetul 22 din capitolul 16. Dar părul capului lui a început iarăși să crească după ce fusese ras. Câtă speranță este în cuvintele acestea, frații mei. Și avem făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. Câtă speranță este în versetul acesta, dar părul capului lui a început să crească și sunt sigur că nu părul a fost problema. Și atitudinea lui Samson care învârtea la râșnița aceea. Samson a stat și a analizat viața. Samson a văzut și s-a văzut cât de slab era. Și îmi pare rău că nu am timp să mai citesc paragrafe din spiritul profetic, frații mei. Aș vrea însă să văd dacă găsesc acum unul. Samson. Pas cu pas, spune cuvântul, călcase condițiile sfintei sale schemări. Pas cu pas. Pentru că se dăduse atât de mult în voia păcatului, Dumnezeu l-a părăsit. Și frații mei, spune mai departe paragraful, în suferințele și în josirea sa de a fi batjocura filistenilor, Samson a învățat mai mult cu privire la slăbiciunea sa decât oricând înainte. Iar necazurile l-au dus la pocăință. Pe măsură ce părul creștea, îi revenea treptat puterea. Dar vrășmașii lui, care îl considerau un prizonier închis și fără niciun sprijin, nu își făceau nicio grijă. Ce speranță pentru noi, frații mei.
Poate am repetat experiența aceasta, frații mei. Dar știți ce putem face? Învârtind la râșnița Babilonului, învârtind la râșnița filistenilor, putem să învățăm mult mai mult cu privire la slăbiciunile noastre. De aceea spune Petru, să devenim părtași ai naturii dumnezeiești, să fugim de stricăciunea care este în lume prin pofte. Ce a ales Samson? Tocmai aceasta. Pas cu pas, el a călcat sfintele sare chemări. Iar acum, în înjosirea sa, în batjocura pe care filistenii i-au adus-o, Samson începe să se vadă pe sine. Să fie Dumnezeu forțat să ne treacă prin necazuri, ca noi să ajungem să învățăm mai mult despre noi. Să fie Dumnezeu nevoit să îngăduie în viața mea necazuri atât de mari, încât doar atunci să pot învăța cât de slab și de dependent sunt de Dumnezeu. Slavă Domnului, istoria lui Samson, deși una tristă, se încheie totuși într-un mod pozitiv. Îmi place să cred că în temnița aceea Samson s-a pocăit. Îmi place să cred, frații mei, că deși astăzi suntem jos, ne vom pocăi. Chiar dacă vrăjmașii noștri poate nu vor vedea lucrul acesta, că puterea ne revine. Dar, frații mei, chiar în primejdii, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că am neglijat în timpul de libertate să ne facem lucrarea. Când o vom face? Măcar atunci. Dar de ce să nu o facem astăzi? Cât este timp? Cât nu suntem încă prizonieri? Vă invit la rugăciune, frații mei. Nu știu dacă avem posibilitatea să ne plecăm pe genunchi. Eu mă voi pleca. Cei care aveți posibilitatea, dacă nu, să se simtă liberi cei care vor să rămână în picioare. Ne plecăm pentru rugăciune. O, Tatăl nostru, ne-ai arătat în dimineața aceasta, din cuvântul Tău, din păcate că aceasta este experiența noastră a celor mai mulți. Doamne, privim spre ceruri, spre Domnul Hristos care încă slujește în sanctuar și încă este har pentru noi. Ajută-ne, Doamne, să ne vedem slăbiciunile. Ajută-ne să înțelegem că noi ne-am depărtat de Tine. Ajută-ne să înțelegem că noi ne-am lăsat conduși de firea noastră, de patimile noastre, de dorințele noastre. Și ne-am îndepărtat atât de mult de cuvântul Tău. Întoarce-ne la Tine, Te rugăm. Și ne vom întoarce. Dă-ne, Doamne, iarăși puterea aceea. Acea putere pe care ai oferit-o lui Samson. Pune în mintea noastră, Doamne, gândul că am fost chemați pentru o lucrare specială. Dă-ne tăria lui Ioan Botezătorul. Dă-ne puterea și stăpânirea de sine pe care Ioan le-a avut. Avem nevoie de acestea pentru ca să putem încheia lucrarea Ta. Credem din toată inima că ne asculți și credem că privești cu milă și îndurare spre inimile noastre. Ajută ca ceea ce a fost semănat în dimineața aceasta să nu rămână neînțeles, ci să-și ajungă scopul și mulți, Doamne, să fie curățiți și albiți. Te-am rugat în numele Domnului Hristos, nu pentru că merităm și nu pentru că avem merite și suntem noi buni, ci pentru că Tu ne iubești. Amin.